Constanța este pregătită să identifice spații pentru refugiați în situația în care va fi solicitat? În momentul în care vom avea un punct de vedere pe această problemă, în acord cu autoritatea centrală și cu toate organele competente pe să discute despre acest subiect, o vom face. Dar pot să vă spun că, da, în momentul de față identificăm soluții. Comisia Europeană cere României să găzduiască 6.351 de refugiați dintr-un total de 160.000 sosiți în Grecia, Italia și Ungaria. Schema de repartizare are la bază o cotă obligatorie care s-a stabilit ținând cont de criterii precum populația țării, produsul intern brut, numărul de cereri de azil din trecut și rata șomajului. Pe mâna autorităților constanțene au ajuns în ultimele luni zeci de sirieni care doreau să ajungă în Occident. Cel mai mare grup a fost identificat în luna februarie. 70 de oameni, printre care copii mici și nou-născuți, au fost salvați de polițiștii de frontieră, de pe un pescador a cărui capacitate fusese cu mult depășită. Oamenii legii spun că de cele mai multe ori migranții dau bani grei călăuzelor care le pun viața în pericol și îi transportă cu ambarcațiuni periculoase.